eu întotdeauna am făcut diferit. Eu întotdeauna am fost non-conformist. Eu întotdeauna am făcut. Toată lumea își creștea părul, eu mi-am tus părul scurt când eram liceu. Sunt foarte impulsivă și încăpățânată. Serios, foarte încăpățânată uneori. De obicei eu încerc să fiu reală, indiferent că dau un interviu, fac video sau undeva sunt și nu știu dacă este ceva care ar putea surprinde, că eu încerc să fiu așa cum sunt eu peste tot. Nu am ceva care să ascund sau cumva să mă port altfel sau să fiu altcineva. Nu știu. Oh, foarte năzbătioasă, foarte șătioasă. Și mama mea întotdeauna îmi spunea că eu îți doresc că când vei avea copii să ai măcar unul așa ca tine. Și eu l-am. Am unul așa ca mine. Uneori îmi ies de minți. Este frumos, este vesel, dar uneori este foarte greu, e epuizant. Sunt momente în care pur și simplu mă așez jos strigând cu ei. Sunt momente în care pur și simplu n-am putere și îmi vine să plâng. Dar sunt momente în care eu sunt atât de fericită și nu pot să redau în cuvinte aceste momente sau și nu vreau să schimb pe nimic, știi, lucrurile astea. De exemplu, dimineața când știi că întârzii foarte tare, iar ei vin toți la tine în pat, ții tot una că vei întârzia sau nu vei întârzia. Dar este greu. De exemplu, știu, odată când a apărut abia Ioana, m-am pornit eu nu știu cum de... mi-am luat curajul să merg la cumpărături cu toți trei. Și spuneam lui Ion că m-am ajutat în mijlocul drumului și venea să plâng. Eu, în primul rând, lista mea de acasă era epuizată. Eu am ajuns cu trei sacoși, cu toate nebuniile în sacoșul, nu doar, dar nici urme de alimente de mâncare. Ei făceau toți nazuri. Ioana vroia să-i mai scurt, eu credeam că nu mai ajung acasă. Sincer, dar uneori pe urmă îți găsești puteri și mergi mai departe. Dumitru. Asta este copil, noi spunem așa, știți cum sunt focurile de artificii, iată el așa. El în primul rând își, orice emoție pe care o are își exprimă foarte tare, că e negativă, că e pozitivă, ne-au avut toți vecinii de la primul etaj până la ultimul. El dacă are o bucurie, asta așa va manifesta foarte tare, dacă are ceva de spus, el spune, întâi se vede, nu știu, un spirit de actor și de protestatar și nu știu, cumva tot ce avem și eu și Ion combinat împreună și el la noi este cât cinci copii, că noi întotdeauna spun, el face cât toți trei și mai mulți. Andrei este cel mai calculat și cel mai mătur, sincer, eu niciodată nu l-am văzut să fie copilăros, am senzația că el s-a născut mătur. Iar Ioana probabil este echilibru din ei doi, iată, cumva așa la noi în familie. Diferit. Andrei a spus tata și ți-mi minte și acum că avea vreo 10 luni și îi spunea mama și el, tata. Eu zic, spune mama, dar tata. Dumitru a spus mama, iar Ioana a spus primul cuvânt mie și am eu. Iacă mie și am eu. Asta a fost primele cuvinte, e cumva la noi este independent foarte tare. Nu știu, și pe urmă ne-a fost mama și tata. Și probabil asta îi caracterizează foarte mult, pentru că Andrei are o relație specială cu Ion și îi seamănă foarte mult la manere, caracter, observații foarte mult, dar Dumitru este vorbăreț ca și mine. Și probabil de asta cumva eu fac legătura care au fost primele cuvinte ale lor. Iar Ioana va fi femeie independentă. Ah, da. Da, ne-a fost... cu 2 ani în urmă, primul protest al lor a fost cel de 8 martie și țin minte că după aia Dumitru a mers la grădiniță și striga nu vrem flori, vrem drepturi egale. Primul meu salariu nu a fost atât de mare, eram clasa a 9-a și eu îmi doream foarte mulți în banii mei și părinții mei întotdeauna mi-au susținut toate... Eu am fost un copil foarte rebel și mi-au susținut cumva această fire a mea. Și eu am vrut foarte mult să lucrez și eu lucram la prietenii părinților mei. Aveau o mică terasă de bere și eu strângeam de pe mesă și berea și toate lucruri. Și am primit primul salariu și era foarte mic, nici nu mi-aduc aminte. Dar țin minte că eu pur și simplu am mers în magazin și mi-am pus ce am vrut eu. Deci mai țin minte, așa pur și simplu am încărcat un coș și mi-am luat tot ce am vrut eu, cu treabă și fără treabă. Dar am simțit senzația aceasta pe care niciodată nu voi uita, de independență. Timp. Așa, cumva,
să opresc timpul din loc, pentru că atât de mult vreau să fac și uneori mă avânt în foarte multe lucruri și mă simt dezamăgită singură de mine că nu le duc până la sfârșit. Eu întotdeauna am făcut diferit. Eu întotdeauna am fost nonconformist. Eu întotdeauna am făcut. Toată lumea își creștea părul. Eu mi-am tus părul scurt când eram liceu. Mi-am vopsit firi viață. Eu întotdeauna nu am fost așa ca toți și am mers împotriva mulțimii. Nu știu de ce. Dar eu niciodată am făcut ceea ce am vrut eu. O cafea bună dimineața și familia mea. Probabil din cauza societății patriarhale, culturii, faptul că s-au obișnuit totuși bărbații să fie peste tot și în toate funcțiile, în toate domeniile, să dețină puterea. Și la noi, dacă tu observi, foarte greu societatea se dă la schimbări, foarte greu se dă, dar cumva atunci când tu te-ai obișnuit de mic până la maturitate, să auzi într-una ministru, ministru, prim-ministru, șef, este foarte greu ca să schimbi lucrurile astea, dar în momentul deja când accepți, asta este foarte ușor. Și noi trebuie să recunoaștem că limba română este o limbă foarte frumoasă, care ne permite să punem la feminin funcțiile, ne permite acest deliciu, ceea ce nu pot o face alte țări. Eu nu cred că dacă noi plecăm în altă țară, se schimbă lucrurile, se schimbă viața, cumva totul devine mult mai ușor și noi nu trebuie să fugim de greutăți. Dar la tine acasă, cel puțin poți să te revolți, să-ți ceri drepturile, tu poți să schimbi ceva dacă vrei. Și eu cred că oamenii pot schimba dacă ar avea mai mult curaj. Roșu. Ghete. Rochie. Ambele, cu copii prezenți animate, cu Ion filme. Pe jos, mă tem cu bicicleta în orașul Chișinău să merg. În casă niciunul, dar îmi plac ambele. Adică...